Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvântează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, păi acum mai grămadă și cum că știe dura. Ați auzit pe prorocul și botezătorul și înainte mergătorul zicând, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Într-un alt loc, în Sfânta Scriptură, l-ați auzit pe Mântuitorul Hristos ducând o convorbire, deci ducând o convorbire cu Apostolul Petru, care este întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Din nou o mărturie în care se spune, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu cel viu. O altă legătură, convorbirea între Fecioara Maria și Îngerul lui Dumnezeu, deci Arhanghelul Gabriel care îi vestește bunăvestirea, și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema, spune Evanghelistul Luca. Deci iată o altă lucrare a Duhului Sfânt. Un alt loc și s-a suit Maria la Elisabeta în muntele Iudeii și când s-au întâlnit și s-a închinat Maria Elisabetei, pruncul a săltat de bucurie în pântece și s-a închinat. Prin lucrarea Duhului Sfânt s-au cunoscut cei doi drepți, Logosul sau Cuvântul întrupat din Fecioara Maria și prorocul și înainte mergătorul, botezătorul Ioan. Cel ce vine este mai mare decât mine și este mai înainte de mine. Mai mare decât mine prin puterea dumnezeiască și mai mare decât mine prin puterea vârstei, fiindcă era zămislit lui, este să se mărească, iar eu să scad, deci eu să mă micșorez și să vede că în momentul când se zămislește Mântuitorul Hristos din Fecioara Maria, era primăvara, 25 martie, când toate vin la viață și ziua se mărește și lumina este mai mare, fiindcă este din izvorul lui Dumnezeu. Iar lui este să se micșoreze, pentru că fiind zămislit spre toamnă, deci zămislirea prorocului înainte mergătorului botezătorului, ziua scade, deci el este mai mare decât mine. În altă parte, un om plin de Duh Sfânt, Simeon, a fost prorocit prin înger că nu va muri până nu va vedea mântuirea. Și când l-a luat în brațe, a spus, acum slobozește pe rogul tău, stăpâne. Deci iată, încă o nuanță în care Duhul Sfânt se descoperă oamenilor puterea lui Dumnezeu. De ce am adus aceste mărturii? Am adus aceste mărturii ca să vedeți că Ioan nu este singurul care identifică puterea lui Dumnezeu la Iordan. Fiindcă cineva putea să spună, dar ce, dacă a vorbit Ioan, acum trebuie luate de bune? Trebuie luate de bune. Întâi a vestit Îngerul, apoi a vestit Elisabeta, cum este la mine aceasta să vină Maica Domnului meu, apoi este Simeon și încă un argument și mai frumos, la naștere un înger, la naștere un înger a venit la păstor și le-a spus, astăzi vi s-a născut vouă Mântuitor. Deci iată argumente în Sfânta Scriptură despre puterea lui Hristos și rostul venirii lui în lume. Astăzi vi s-a născut vouă Mântuitor. Și în sfârșit Ioan la botez, la Iordan, care spune, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Și aici o să ne oprim cu atenție asupra Evangheliei de astăzi, care ați auzit-o că s-a citit. Și spune, a doua zi, deci de ce se referă a doua zi? O zi înainte începutul misiunii lui Ioan în zona Iordanului, la Betșavara, cum se spune, în locul acela venea mulțime de oameni și se botezau. Nu mai discutăm ce au pus la cale. V-am spus duminica dinainte de botez, deci când am vorbit înainte de bobotează, deci cum a învățat un ascet ce trebuie să facă oameni din societate. Și trecem mai departe de acum doar la ceea ce va... Deci tot ceea ce va trebui de acum să se descopere dogmatic despre Dumnezeu și de unde își asumă Ioan această răspundere. A zis, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii.
Deci când se referă la mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, Ioan Botezătorul, plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, vestește patima Mântuitorului în trei cuvinte. Despre Ioan Botezătorul se spune că a fost proroc, apostol și mucenic. A trecut prin toate cele trei stagii duhovnicești. Profet, fiindcă a vorbit despre Mântuitorul înainte de a ieși el, apostol, pentru că a murit, deci a murit lumii și a trăit lui Dumnezeu, cel mai mare om născut din femeie și înger în trup, dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu prin faptul că avea trup omenesc, deși viața era îngerească, și în același timp mucenic, fiindcă moare pentru Hristos. De ce moare pentru Hristos? Filipe, Irod, nu ți se cade ție să iei pe cumătra sau pe cumnata ta, nu ți se ție să cade să ții pe rudenia ta, deci mustra pe Irodiada, care era femeia lui Filip, divorțase de el, cum se întâmplă și astăzi în cazuri, și o ținea frate-sul. Deci a mustrat fără de legea până la moarte. Deci este și apostol și mucenic. Este apostol și dintr-un alt motiv. Este apostol fiindcă vine în numele de apostol și pregătește calea lui Hristos, exact cum apostolii au pregătit calea bisericii la pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime și au întemeiat biserica creștină. Are același lucru de îndeplinit prin faptul că va face netede cărările care sunt strâmbe sau dealurile, le va umple și le va coborâ până va face singură cale, calea ce duce la Hristos sau calea luminii. Și spune mai departe, acesta este despre care eu am zis. Deci Ioan a vorbit despre el, eu am zis despre el. De unde? Ca să știm de unde, trebuie să ne coborâm un pic cu mintea la alte lucruri. Unii au venit pentru prima dată astăzi în biserică sau n-au mai fost tot anul, sau au avut treabă. Ei, cine acest Ioan? Pică din cer, vine la întâmplare, a ieșit dintr-o... A ieșit așa dintr-o pungă de un leu, l-a fost găsit într-un rastel de armament, de unde vine? Ioan Botezătorul este fiul lui Zaharia și Elisabeta. Este născut prin puterea rugăciunii Elisabeta fiind bătrână și steafă. Arhanghelul Mihail se arată lui Zaharia la templu când cădea de rând la Sfânta Sfintelor și îi spune, femeia ta va naște un om care îi vei pune numele Ioan. Și el s-a îndoit și a rămas mut până în clipa când a scris pe tăbliță numele Ioan se va chema, că toți spuneau să-i pune numele tatălui Zaharia. Se naște prorocul și înainte mergătorul și botezătorul Ioan, trăiește în casa lui Zaharia doar câteva luni de zile, deci nu împlinește un an, vine prigonitorul Irod să omoare toți pruncii până la 2 ani, Elisabeta le ia și pleacă în munte, cum v-am spus la duminica de dinainte de botez sau când am amintit cu nu știu ce prilej, se deschide muntele, se face o peșteră, trăiește acolo și îl alăptează până la un an de zile, apoi este crescut de înger cu hrană îngerească, precum Maica Domnului în templu, văzută de Zaharia, adeseori era hrănită dintr-un potir cu lingurița de arhanghel. Duce viața îngerească plin de Duhul Sfânt și trăiește în pustiul Iudeii și se desăvârșește spre sfințenie. Și aici vreau să mă refer legată de una din întrebările din credința ortodoxă. Prin ce se deosebește, în primul rând, un proroc adevărat de un proroc mincinos? Prin viața lui curată, prin mărturisirea unui singur Dumnezeu, fără scop sau fără, să vă spun, de exemplu, pentru bani sau pentru nu știu ce lucru, sau nu suferă de nebunie, deci nu este o erezie, deci ceea ce vorbește este un adevăr. El este nebun lumii, dar este înțelept lui Hristos. Tocmai de aceea s-au copleșit toți de valoarea și de puterea lui la Iordan. Tocmai pentru acest lucru. Însuși sunt întrebați cei de la Iordan, ce ați ieșit să vedeți trestea clătinată de vânt, nici cu om născut din femeie și mai mare decât îngerii. Viața îngerească. Este îmbrăcat în haina de cămilă, cum v-am prezentat, îmbrăcămintea ascetică și încins cu curea și umblă de sculți nemărgărit sau netestănat.
Deci, ceea ce arată că n-are nimic comun cu lumea și este mai deștept decât cei din lume care vin să-i ceară sfatul. Mai departe, chemarea din pustiu, chemarea din pustiu este făcută prin puterea Duhului Sfânt. Este făcută prin puterea Duhului Sfânt din următorul motiv, cred. De ce vreau să spun cred? Că atunci ar fi la întâmplare. Zice, după mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiind mai înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era. Era și după zămislirea de trup și după dumnezeire, dar să vedeți mai departe. Și eu nu știam care are să fie arătatul Israel. De aceea am venit eu să-l botez cu apă. Dar să vezi de ce. Acela mi-a zis, deci bărbatul acela despre care spune că era înainte decât el, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acesta este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Deci am trecut Evanghelia din fugă și v-am prezentat-o. Tocmai pentru faptul ca să ajungeți unde ne interesează. Deci acela mi-a zis, deci este vorba de Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, tu du-te la Iordan, botează, ia tot la rând ce vine, deci peste toți care vin la Iordan, tu botează-i, cufundă-i în apă, spre pocăință, dar când vei vedea cerul deschis și când vei vedea Duhul pogorându-se, atunci să știi că acela este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Deci iată ce mărturie clară. El a fost mai înainte de mine și înainte de mine era. Asta știm din simbolul credinței, născut din Tatăl mai înainte de toți vecii. Lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat și nu mai plânge în vorbă. Și aici Ioan arată, eu nu-l știam. Și sigur că nu-l știa. De ce nu-l știa? Nu era vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintei. Deci nu era vrednic să înțeleagă rostul pentru care el a venit în lume, fiindcă spune așa. Și Sfinților Dumnezeu nu le descoperă tot. Le descoperă ceea ce le este de folos spre mântuirea lumii și spre mântuirea lor. De ce vreau să spun lucrul acesta? Cauza pentru care Ioan vine la Iordan este o cauză nu personală, ci este a lumii întregi. Ca el plin de Duhul Sfânt, ca el plin de Duhul Sfânt, să vină și să aleagă pe Mesia. El să vină să arate lumii cine este cel cu Duhul peste el. Din ce cauză? În momentul când Duhul Sfânt vine peste Iisus Hristos la Iordan, nu toți văd. Deci nu toți văd, numai sectarii văd. Deci nu toți văd. Vede singur Ioan. Deci este el cel care vede toată legătura între treime și dumnezeirea întrupată. Deci el este. Iar cei din față care stau și privesc, sau cei care așteaptă să se boteze, ascultă convorbirea dintre Ioan și Dumnezeu. De ce spun între Ioan și Dumnezeu? Tatăl nu vorbea cu Fiul în clipa aceea, ci cu Ioan vorbea. Deci între Ioan era dialogul și între Dumnezeu Tatăl. Și la botezul pruncului, când îl botez până la 40 de zile, convorbirea nu este cu pruncul din apă, ci este între mănaș și preot. Deci prin lucrarea Duhului Sfânt, pe care vei vedea că îl voi pogorî, în apa acela se botează și va fi nou fiu sau ostașa lui Hristos în biserică. Dar nașul este cel ce mărturisește credința lui, după cum Tatăl i-a mărturisit lui Ioan adeverirea fiului. Iar Duhul a adeverit în chip de porumb. Nu spune mai departe. Și spune, am văzut Duhul pogorându-se. Să facem o diferență între coborându-se și pogorându-se este vorba de minune. A se coborî înseamnă a te da jos din pod, a venit din deal la vale, a purge apă din cer, a venit zăpadă, a coborât nouri spre pământ, dar a venit pogorându-se. Deci când a venit pogorându-se, se vede lucru că în clipa intrării lui Hristos în apă, se petrec mai multe lucruri deodată. Deci nu este simpla intrarea lui Hristos în apă. Nu este simplu dialog între Ioan și Hristos, care Ioan cade cu fața la pământ
cum spun scrierile, și zice, eu am nevoie de botezul tău, iar Hristos îi spune printr-o replică scurtă, tu împlinește dreptatea, lasă să se împlinească cele scrise. Acum n-avem timp de smerenie, de fapt, te știu că e smerit, te cunosc de când te-ai închinat mie din pântecele Elisabetei. De ce? În clipa respectivă, Ioan este în aceeași postură pe care o avea arhidiaconul Ștefan în a primi martirajul pentru Hristos. Și a văzut cerurile deschise. Și, și Ștefan a văzut cerurile deschise. Deci vezi că nu se descoperă oricui deschiderea cerurilor. Vezi că nu se descoperă decât Sfinților? Vezi că alunecăm foarte ușor în rugăciunea înainte văzătoare? Vezi că trecem la rugăciunea de sine mișcătoare? Vezi că trecem la extaz? Din ce cauză? Într-o burtă plină, într-un stomac bine hrănit, într-un trup bine lenevit, spălat, peptănat și îngrijit, în care doar cauza trăirii lumești există, nu se descoperă Duhul. Duhul este lucrarea sau este perdeaua de ceață care desparte cuvântul omului de fața lui Dumnezeu. Dacă poate fi primit la Dumnezeu sau nu poate fi primit la Dumnezeu. Deci rugăciunea mea este făcută cu putere sau fără de putere. De asta se spune puterea rugăciunii. Puterea rugăciunii lucrează atunci când lucrează și Duhul Sfânt. Deci coborându-se Duhul Sfânt, în chip cade porumbel. Ce se petrece aici? Se petrece o mișcare teologică dogmatică. Din apofatism devine catafatism, adică din nemărginit vine mărginit. Adică, ia să vedem la facere ce spune despre Duhul Sfânt. Și Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apei. Și materia asta, spune Vasile cel Mare, îngrecată, gata să nască din cuvântul lui Dumnezeu ce El va porunci. Și a zis să fie lumină, să fie luminător, să fie stele, să fie soare, să fie noapte, să fie zi, să fie plante, să fie apă, să fie pom, să fie pești, să fie păsări. Iată cât a făcut Duhul Sfânt. Dar din ce le-a făcut? Aici este mirarea, din nimic. Pentru că cine contestă pogorârea Duhului Sfânt peste Hristos la Iordan, cine contestă pogorârea Duhului Sfânt peste luminarea lui Simeon care îl ține în brațe, cine contestă Duhul Sfânt și lumina de la Nazaret în momentul nașterii la Bitleem, și acela contestă pe Dumnezeu, și cine contestă pogorârea Duhului Sfânt peste Fecioara Maria, și acela contestă pe Dumnezeu. De ce? Contestă dumnezeirea care are lucrarea Duhului Sfânt în ipostasele treimii, unite și neamestecate. De ce vă spui lucruri care deja căscați asom? Pentru că poveștile cu babe nu țin în fața sectarilor. Poveștile cu milostenii nu țin în fața ereticilor. Ci trebuie mărturie concretă prin faptul că și-a permis Duhul Sfânt din treime să umbrească pe Fecioara Maria. Aia a fost din lucrarea lui Dumnezeu care și-a vrut cuvântul întrupat. Deci naștere mai presus de fire. Faptul că a fost purtat în brațe de Simeon și se spune lumină spre descoperirea neamurilor, spre descoperirea neamurilor. Deci nu s-a descoperit neamurilor, ci a fost o față de lumină spre neamuri ca toate să vadă că mai presus de toate religiile, restaurarea în creștinism prin jertfa lui Hristos la cruce rămâne unică, rămâne maximă și rămâne în ultima putere de gândire omenească ca valoare. Deci nu există în mintea omenească să găsească valoarea acestei taine. De ce? Însuși Mântuitorul Hristos, ca înger de mare sfat, ca cuvânt întrupat, ca dumnezeire răstignită, ca dumnezeire îngropată, ca dumnezeire înviată, rămâne o taină. Cine poate să explice logic, pământește, numai învierea unui mort din moarte clinică? Dați o explicație și ca medici, și ca oameni de știință, și ca tot ce vreți. Deci, Scriptura pătrunde până la despărțirea Duhului de suflet. Adică, nici sufletul omului nu poate povesti după întoarcerea din moartea clinică ceea ce nu poate înțelege dacă Duhul lui nu lucrează. Și de ce spun lucrul ăsta? Are să mă contraziceți. Au fost cazuri, cum a fost Cosma de la apa Sangarului,
cum a fost soldatul Taxiot, cum a fost o minune din vremea noastră, era o cărticică ce circula pe vremuri cu Cuvioasa Parascheva și Apostolul Petru, cu cel care a fost în lumea de dincolo, și apoi a povestit tot ce a văzut și ce i s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat? Duhul Scripturii a pătruns în Duhul lui, deci era Duhul curat, avea în el credința adevărată. Ei, în Duhul lui Ioan este Duhul lui Dumnezeu. De aia spune într-o paru prorocului și înainte mergătorului, de ajuns să-ți iese ție mărturia Domnului. Arătați-mi un sfânt în sinaxarele noastre creștine, arătați-mi un sfânt în toată patristica, arătați-mi un ucenic sau un apostol sau un profet despre care să vorbească apostolul, deci să vorbească Dumnezeu cum a vorbit despre prorocul Ioan. Nimeni! Iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea ta să gătească calea ta. Ai văzut? Deci Dumnezeu a încredințat că Ioan Botezătorul este unic în măsură să vadă această pogorâre a Duhului Sfânt. În chip ca de porumb, a venit sub formă de pasăre, sub formă. Dar aia nu era o formă. Și dacă vreți să vedeți că nu era o formă, vă mai dau un argument. În timp ce Luca și Cleopa l-au cunoscut la frângerea pâinii, el s-a făcut nevăzut. Avea trup? Avea trup, dar în Dumnezeu. Deci Dumnezeu i-aș permite din nimic să-l materializeze și din voia sa, din materializare, să transforme totul în nimic. Ceea ce și știința demonstrează când spune că la sfârșitul lumii, prin distrugerea atomică sau cum va fi distrugerea Pământului, totul se va întoarce la un haos sau la un nimic. Ați înțeles? Deci, Dumnezeu este Cel care poate din nimic să facă totul și totul, din totul să facă nimic. Ei, asta simte și cunoaște Ioan prin pogorârea Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt s-a înmaterializat și a luat circumferință și a luat formă. Dar nu înseamnă că El lipsea de undeva, s-a deșertat în acel loc pentru puterea și rugăciunea lui Ioan și curățenia lui Ioan. Nu i s-a arătat nici lui Cezar Tiberiu, nici lui Ana și Caiafa, nici lui Pilat din Pont, nici celor de la Iordan, ci lui Ioan. Și de ce spun lucrul acesta? Vom mai vedea că el s-a mai pogorât, Duhul Sfânt, și în chip de limb ca de foc. Și când propovădea Petru și prima zi s-au încreștinat ca la 3.000 și a doua zi ca la 5.000 și zice numărul bisericii creștea pe zi ce trece faptele apostolilor. Zice, primit ați voi Duhul Sfânt? Nu știm ce acela. Credeți că puteți lua Duhul Sfânt? Și s-a coborât Duhul Sfânt din nou în chip de limb ca de foc peste aceia care se botezau și mărturiseau. Deci ai văzut cum vine Duhul Sfânt, dar din lucrarea rugăciunii. N-apare așa în apă, dacă cred sectarii. Ei și-au făcut o cadă mare, și-au pus un bec frumos strălucitor, bagă prostovanul apă îmbrăcată în haine albe și când iese plin de Duhul Sfânt în buzunări. Cercetați duhurile, spune Apostolul Pavel, să vedeți dacă nu sunt de cumva de la Dumnezeu sau de la Satana. Iar David ne întărește, spunem, mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Și Efrem Sirul ne arată Duhul Trândăvirii și așa mai departe. Ai grijă de multe, iubire de stăpânia, mândria, lăcomie și toate celelalte numele Damie. Sau când arată, vorbim de smerenie, Doamne și Stăpânul vieții mele, dă-i cu capul de podere de prima metanie. Pentru de ce? Prin pogorirea la pământ se arată smerenia în fața Dumnezeirii și prin ridicarea de la pământ se arată ridicarea prin har la Dumnezeu. Așa. Spune Ioan mai departe, și eu nu-l știam, am amintit adineauri, sigur că nu-l știa, de aia și-a spus că nu-i dezleagă cureaua încălțăminte. De ce tocmai era vorba de șireturile de la sandale? Ia să vedem, de ce a luat tocmai această terminologie? Zice, mergeți în cărările Evangheliei. Iar la fiul risipitor a spus, dați-i încălțămintea cea nouă. Deci încălțămintea cea nouă, referindu-se la omul plin de Duhul Sfânt, care merge pe cărări drepte numai în calea lui Dumnezeu. De aia spune Ioan, eu sunt pe cale cu Dumnezeu. Sau cum spunea odată frumos un părinte din ăsta mai duhovnicesc al nostru, zice, noi nu vorbim de mântuire, că nu știm ce să spunem despre ea, vorbim în mântuire. Deci așa și noi, noi nu vorbim de Ioan, discutăm despre Ioan, noi nu știm tot ce a văzut el, noi nici nu putem interpreta ce ne-a interpretat Scriptura, noi nu putem scoate cuvinte de la noi. Dar el spune clar, eu nu-l știam în ce mod și în ce fel nu l-a știut, numai Dumnezeu știe. Dar l-a știut
L-a știut ca stăpân atunci când a săutat în pântece și i s-a închinat în momentul întâlnirii celor două drepte ale Vechiului Testament, Fecioara Maria, deci mama lui Hristos, și Elisabeta, femeia lui Zaharia. L-a știut atunci când a văzut Duhul pogorându-se. L-a știut când a auzit adeverirea cuvântului. De aia spune, dar cel ce m-a trimis n-avea cine să fie decât Tatăl. Deci cel ce m-a trimis, și atunci dă frumos dialogul din finalul Evangheliei. A spus, când voi vedea cerul deschizându-se, ca să vezi cerul deschis, deci ca să vezi cerul deschis, trebuie să ai viață. Ca să vezi cerul deschis, trebuie să cunoști pe Dumnezeu. Și în toată ascetica și în toată patristica creștină, prea puțini sfinți au văzut cerul deschis. L-a văzut Ava Moise, l-a văzut Ava Amun, l-a văzut Sisoie cel Mare, l-a văzut Marco Ascetu, l-a văzut Apostolul Pavel, l-a văzut Sfântul Gheorghe Arselaitu, l-a văzut apostolul, cum îi spunea, diaconul Ștefan. Deci nu l-au văzut toți oamenii la rând. Deci de ce se întâmplă? Excepția întărește regula, dar nu o definitivează. Deci nu înseamnă că cei care n-au văzut cerul deschis nu văd rană. Cei trei care nu erau vrednici să vadă cerul deschis, ce au pățit pe tablou? Au căzut cu fața la pământ. S-a făcut o lumină atât de puternică încât s-au înspăimântat. Dar după ce a trecut dulceața aceea duhovnicească, pe care ei n-au priceput-o și n-au înțeles-o, i-au simțit folosul ei. Și că, Doamne, dacă e atât de bine, zice, ce să nu facem noi trei colibri? Zice, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Deci ai văzut? Și atunci Mântuitorul îi vestește din nou patima și îi spune lui Petru, fiul omului se va da la munci, va muri, va învia a treia zi și așa mai departe, ca să-i arate lui Petru că la odihnă să vine prin jertfă și prin suferință, nu prin stat la televizor pe canapea și prin nefacerea fratelui și a canonului. Deci faptul că ai intrat în biserică și ai luat aghiazmă, vrei să-ți meargă toate și nu. Nu. Meditezi la Dumnezeu, cugezi la Dumnezeu, mai faci o rugăciune, mai ții o zi de post, mai mergi la biserică, mai aprinzi o lumânare, mai deschizi o evanghelie și citești un capitol, mai citești o carte de patristică, o carte de ascetică, te plimbi, te recreezi, meditezi și în natură. Eu pot să mă duc să fac rugăciune în mijlocul naturii. Ați văzut cât de deștepți? Inginerii, doctorii, miniștri și toți chimiștii și toți din aceștia filozofii. De ce duminica își iau mașina și pleacă în pădure? Pentru că trag la habitatul lor natural. Trag la origine. De ce? Adam și Eva n-au stat în apartament. Adam și Eva nu s-au plimbat cu limuzină, au mers la pădure. I-au trăit cum au putut, în mediul natural, și au trăit din mediul natural. Unul a fost agricultor, deci Cain Arabel a fost păstor. Ai văzut? Ăsta a fost mediul natural. Omul prin sine însuși trage la origine. Deci la originea lui dumnezeiască. Omul în mijlocul naturii se vede regea al creației. El nu-și dă seama de rugăciunea pe care o face stând la poala pădurii. Nu frigând mici și vorbind prostii sau făcând dragoste. Alea-s porcării. Atât aduce mintea senzuală. Dar cugetând la cântecul păsării, la zgomotul vântului, la susurul apei, la foșnitul frunzelor, la căldura soarelui, la frumusețea florilor, la culoarea ierbii și la toate celelalte. Toate într-o înțelepciune le-ai făcut. Minunat ești, Doamne, și niciun lucru nu-i de ajuns, spunea ieri la aghiazma mare, să se laude minunile tale. Ai văzut? Deci asta venea Ioan să spună, nu văzuse altceva în plus. Mai departe. Și peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste El. Ia ca să-mi explicați mie de unde putem noi ști peste care e Duhul lui Dumnezeu. Și aici îl întrebăm pe Teofan Zăvăritul ce spune el în cărticica Pravila de rugăciune. Așa se cheamă, sau rugăciunea de chilie se mai cheamă. Arată acolo Sfântul Teofan Zăvăritul pentru ascetici și mistici. Zice că în momentul când omul intră în viața curată, în momentul când omul intră în viața înaltă, în momentul când omul intră la trăirile duhovnicești, Duhul Sfânt se apropie la el din treaptă în treaptă. După cum David spune, suișuri a pus viața omului, din putere în putere. Adică, nu urci deodată, nu sari deodată, nu ai ajuns în vârf deodată. Pentru că ce se întâmplă? Foarte mulți îi întâlnim legat de acest capitol, că avem ce vorbi destul de frumos aici. Foarte mulți îi întâlnim și astăzi,
care pedagogic sau intelectual vor să fie în vârful piramidei. Vor deodată să vadă, să spunem, de exemplu, mari asceți, mari rugători a rugăciunii lui Iisus, mari mistici sau mari pusnici. Stai, casa nu se pune de la acoperiș, ci de la temelie se pune. Treptele vârstei spirituale sunt acestea. Copil, bărbat, desăvârșit și bătrân. Deci ai văzut? Deci merge în treaptă. Partea de copil, pe care Ioan Botezătorul a petrecut-o în pustie, până a ajuns la bărbatul desăvârșit, Hristos, care și-a petrecut 12 ani în pustiul Egiptului, alți 18 în casa din Nazaret cu tâmplarul Iosif, au fost ani de mărturisire sau au fost ani de maturitate duhovnicească, n-au apărut la întâmplare. N-a apărut Ioan Botezătorul la 10 ani sau la 19 ani sau la 20 de ani și a început să o facă pe grozavă, nu? Cel ce m-a trimis și cel ce mi-a zis peste care voi vedea, ca să ajungă să primească acest mesaj, ia să vedem unde mai întâlnim un asemenea simbol. Merge Avram în Sodoma și Gomora să-l salveze pe Lot, când a dus război. Și se întoarce înapoi și întreabă, Doamne, zice, ce să fac să cunosc eu că n-am greșit înaintea ta? Sau nu mi-aduc aminte exact pasajul, ce discuție este între el și Dumnezeu. Și îi spune, mergi la pădurea cu tare, strigă și va ieși un om. Și cel care te va blagoslovi este unsul Dumnezeu. Și cine a ieșit? A ieșit cel fără de mamă, cel fără de tată, fără speță, fără neam. Nebărberit, nepeptenat, bătrân și fără vârstă. Era Melchisedec, împăratul Salimului. Preotul cel veșnic, de-aia spune, tu ești preot în viață fără îndoială lui Melchisedec. Pentru ce motiv? Pentru faptul că l-a întâmpinat pe Avram cu pâine și cu vin. De unde a luat Melchisedec pâinea? De unde a luat Melchisedec vinul? Avea vie, cocea pâine, făcea în mijlocul pădurii hectare de grâu. Totul din pronia și lucrarea lui Dumnezeu ca să se împlinească Scripturile, iar cele vechi sunt o umbră celei noi. Deci ai văzut? La fel și Ioan, până nu i s-a spus, vei vedea, vei cunoaște și vei ști, tu n-ai ce știi. Asta este ce se poate. Asta este ceea ce ție ți se cuvine. Acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Legat de botezul cu Duhul Sfânt, aici trebuie să fim foarte atenți și toate mediile sau toate scrierile, dacă vreți, de astăzi, sunt apocaliptice legate de această cunoaștere a Duhului Sfânt. Și să știți, legat de cunoașterea Duhului Sfânt, noi știm că El lucrează doar în cele 7 taine din biserică și lucrează doar prin puterea postului și a rugăciunii. Să nu căutați lucrarea Duhului Sfânt în alte lucruri nefolositoare. Să nu căutați lucrarea Duhului Sfânt în afaceri, în negustorie. Și am mai spus încă o dată și iarăși repet, Duhul Sfânt este mângâietorul care peste toate trece și le împlinește și le desăvârșește. De-aia apostolul, înainte de a pleca la propovăduire, s-a umplut de Duhul Sfânt. Și a zis, și-a suflat asupra lor și a zis, luați Duhul Sfânt. Și le-a zis, cărora veți lega legat va fi, cărora veți ținea ținut va fi. Și lui Petru i-a spus, iată a doua mărturie în care Dumnezeu se adresează puterii apostolice și îi spune, tu ești cheia împărăției cerurilor, prin ce putere? Prin puterea Duhului Sfânt nu se deschide cerul altfel decât prin cheia puterii Duhului Sfânt și a rugăciunii. Pe această piatră voi zidi biserica, deci pe puterea Duhului Sfânt. Deci nu s-a zidit biserica pe altceva, nu s-a zidit biserica altcumva, nici pe vorbe, nici pe propoziții, nici pe lozinci, nici pe bani, nici pe lux, nici pe putere, ca să știți ceea ce facem noi în biserică de multe ori și ni se pare, poate că este și o milostenie sau ni se pare că este și o faptă bună, dacă n-are pe Dumnezeu la origine, nu-i faptă bună. Și v-am mai spus odată, lesne este milionarului să vină să-ți arunce 1.200.000 și să ne zvârlă în nas. N-a părit, ia și mă pomenește și pe mine. Dar dacă mă întorc în pateric și citesc acolo cum un bătrân îmbunătățit se ruga pentru păcătos și primea câte un ban și odată noaptea venind la el unul bogat și dându-i un ban de aur, a văzut cum îngerul bătea și spunea, hai, seceră, seceră, nu sta, păi mult, nu pot, dar de ce ai luat? Seceră, seceră. Deci biserica nu poate să dovedească rugăciunea și nu poate Sfânta Liturghie să cuprindă, deci Sfânta Liturghie este nemărginită,
dar nu poate să cuprindă în ea fără de legile și de străbălările păcătoșilor. De aia se spune în canoane și în rânduielile bisericii, curvarul, bețivul, fumătorul, negustorul, împreunătorul de împotriva Duhului Sfânt cu dobitoace, incestul, să nu aducă banul la altar, zice. Să nu-i primești banul și munca lui, să-l trimiți să le ducă la lemne de foc pentru baia publică. Și acolo e păcat, auzi? Nici pentru lemne, ca să te speli pe trupul cel răpănos, nu-i primit banul curvarului și a bețivului și a desfrânatului și a fumătorului. Dar mi-te în biserică, pentru că se pune la un moment dat întrebarea, cine sfințește jertfelnicul, cu darul sau aurul? Sau cum spune acolo mai departe, zice, cine sfințește darul? Darul sfințește altarul sau altarul sfințește darul? Cam în interpretarea asta se merge. Face mult că este altarul de piatră sau este de aur? Nu! Să fie plin de puterea Duhului Sfânt. Să se vadă cerurile deschise și Duhul lui Dumnezeu pogorându-se. Sfântul Vasile cel Mare, a cărui pomenire am săvârșit-o recent, n-a făcut altfel de minuni decât în puterea Duhului Sfânt. Ați văzut când diaconul de la slujbă privea cu patimă spre păcat? N-a mai văzut porumbelul mișcându-se, care era închipuit din aur, deasupra Sfintei Mese, și Sfântul Vasile cel Mare a știut că nu s-a pogorât Duhul Sfânt. Și a zis, Doamne, cine a greșit? Și în clipa aia Dumnezeu i-a întors fața spre diacon, care făcea cu ochii unei femei frumoase din biserică. Și certându-l, Duhul Sfânt s-a pogorât, fiindcă el s-a pocăit. Deci ai văzut într-o câtă curățenie merge lucrarea Duhului Sfânt? Păi tu mergi și bei la bufet și vrei Duhul Sfânt. Mergi la sectar teletiu de biserică și vrei Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl n-a întemeiat religie. Dumnezeu Tatăl n-a întemeiat credințe. Mi-a spus odată un sectar foarte frumos, era foarte bine pregătit. Zice, părinte, dracu am ființat religiile. Ai 100 și 1000 de puncte. Ce, dar de ce spui vorba asta? Este primul răspuns teologic la adresa religiilor care l-am auzit din gura unui creștin. Nici mie nu mi-a trecut asta prin cap. Dacă aș fi fost întrebat cine a înființat religiile, aș fi spus că oamenii. Dar el mi-a... Deci spune așa, că Dumnezeu se proslăvește prin păcătoși. Zice, nu, părinte, dracu am ființat religiile. Pentru că, dar zic, prin ce argument? Pentru că Dumnezeu a lăsat credința. Adevărat este, credește, vei mântui, mare e credința ta, fie cum voiești. N-am văzut atâta credință, zice, nici în Ierusalim, cât am văzut în Capernaum, deci ai văzut? A vorbit sectarul asemenea unui apostol. Și într-adevăr, satana care dezbină, împrăște și distruge, a format religiile. El a venit și a desprins și a distrus și biserica și a împărțit-o în mii și mii de segmente și de fragmente, încât astăzi ai brațuri întregi de religii, că nici nu le știi numele măcar câte secte s-au inventat. Deci, când voi vedea cerul deschis și pogorându-se și peste cel care va sta Duhul Sfânt, astăzi unde mai stă Duhul Sfânt? Știți? Habar n-aveți unde s-a oprit Duhul Sfânt. S-a oprit peste puterea eclesială din biserică. Nu stă în altă parte. Stăm tot creștinul care sub puterea tainei arherești sau a preoției, deci sub puterea tainei arherești sau a preoției, se implică în viața bisericii și intră în alcătuirea bisericii începând. Ce este biserica? Totalitatea credincioșilor botezați în numele Sfintei Treimi. Prima condiție esențială, necesară și suficientă ca un om să facă parte din biserică, a cărui cap este Hristos. Ai văzut? Asta este prima lucrare a Duhului Sfânt. Și de unde știm că peste care va ședea Duhul Sfânt? Pe cei de-a Duhului Sfânt, la ochi, la urechi, la cap, la toate. Ai văzut creștinul cum se botează? Când se botează, se miluiește cu Sfântul și Marele Mir. Mai departe, de unde ar avea Sfântul și Marele Mir această putere dacă n-ar fi puterea, deci dacă n-ar fi puterea apostolică peste lucrarea Duhului Sfânt? Deci apostolii preiau puterea Duhului Sfânt și o predau mai departe, cum arată faptele apostolilor. Și au hirotonit preot și episcop, nu prezbiter. Prezbiterea e hirotonit dracu în cartea scrisă a faptelor apostolilor sau Noului Testament din scrierile britanice ale sectarilor. Prezbiterii au ei. Noi nu avem prezbiteri, avem preotese. Noi nu avem prezbiteri, avem preoți. N-a scris nicăieri în Sfânta Scriptură ca hirotonit prezbiteri. Prezbiții sunt la minte, noi avem preoți. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Dumnezeu, nu ești prezbiter. Sau arhiereu veșnic. Deci noi nu avem altceva în biserică decât preoți și arhierei. Iar puterea
lucrătoare s-a mai dat și a mai stat Duhul Sfânt și peste puterea de mijloc, peste diaconi. Ați văzut hirotonia celor 7 diaconi din Faptele Apostolilor, începând cu Prohor, Parmena, Nicanor, Nicolae, Ștefa și ceilalți, noi mai știu eu care sunt. Deci, puterea Duhului Sfânt aici se oprește. Când vezi puterea Duhului Sfânt și cerul deschis peste cel peste care stă Duhul Sfânt, peste arhiereu și peste preot, acolo să te oprești, că acela te va boteza cu Duhul Sfânt. Deci s-a lăsat puterea disciplinară până aici. Deci numai ei mai pot boteza cu Duhul Sfânt. Nicăieri din altă parte. Și dacă cineva ar minți, ne stă martor argumentul Scripturii care spune, zice, peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste el, acela este cel care botează cu Duhul Sfânt. N-am inventat eu textul. Este cuvântul lui Ioan Botezător. Și de ce spun că este cuvântul lui Ioan Botezătorul? El l-a spus în momentul când i-a fost vestit de Tatăl, acela care m-a trimis, mi-a zis. Deci acela care m-a trimis, mi-a zis. Nu putea Ioan să trăiască până astăzi, că se călca taina morții. Nu putea Hristos să rămână om întrupat, că altfel nu s-ar fi mântuit neamomenez. Nu putea apostolii să trăiască până astăzi. Și această putere s-a dat, după cum spune și la cina cea mare, aceasta să o faceți într-o pomenirea mea în veac cu veac. La 16 cu 18, mi se pare, eu nu știu Scriptura din verset. Și mergem mai departe. Deci, dacă am văzut Duhul pogorându-se, dar de data aceasta, ia că textul se schimbă, nu mai spune pogorându-se, coborându-se. Deci Duhul Sfânt se coboară prin punerea mâinii. Să fim foarte atenți, că așa spune Arhiepiscopul. Deci se coboară Duhul Sfânt și el primește darul preoției sau darul arhieriei. Ei, sectarii nu au de unde prelua acest dar. Toate sectele, și păgâne, și neoprotestante, începând de la luterani, calvini, anglicani, protestanți și toate nebuniile care s-au mai inventat, ăștia nu au darul hirotoniei. Este la ei o taină simbolă, ei își pun mâinile așa cum pune Gheorghe pe Maria când dau mâini. Deci trebuie să fiți cu bine luare minte și cu curată intenție. Acolo unde nu s-au pus mâinile prin succesiunea apostolică, acolo nu mai este Dumnezeu. Și nu are ce să caute Dumnezeu. Dumnezeu nu intră în veceu, nu mai luminează pe tine. Dumnezeu nu se amestecă cu mizeria, Dumnezeu nu se amestecă cu întunericul, ci toate sunt lumină. Lumina a răsărit celor ce umblau în întuneric, le-a răsărit lumina mare. Și eu am văzut, spune mai departe Ioan, și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și cu asta s-a încheiat Evanghelia de astăzi. Ai văzut cam așa. Deci eu am văzut aceasta și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Dar de ce am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu? Întâi preia Ioan mesajul de la Tatăl din cer și apoi îl dă lumii întregi. El este cel ce vine după mine, el este cel ce vă botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Ioan își începe predica și de aici încolo el arată lumii pe Hristos. El s-a micșorat. Și ca să vedeți în final, fiindcă vreau să termin, fiindcă e vorba de Ioan Botezătorul, să vedeți în final cât respect față de Hristos, cât respect din partea lui Hristos față de Ioan. Se retrage din nou părțile Galilei. Și numai când aude că Ioan este prins și băgat în temniță, deci când aude că Ioan este prins și băgat în temniță, abia atunci trimite pe doi dintre ucenici Ioan la Hristos. Dar de ce trimite? Aici e foarte interesantă problema și să fiți foarte atenți. N-am scris-o eu, n-am Biblia lui Maxim Mărturisitorul. Zice așa, cei doi ucenici care merg la Hristos puși de Ioan sunt Andrei și Ioan Apostolul. Erau ucenicii lui cei mai tineri pe care Iona Pescarul scăpase pe Andrei și pe urmă îi vestește și lui Filip, lui Petru, că a descoperit Hristosul prin Ioan la Iordan. Și lasă ei toate și urmează, slavă era fiul lui Zebedei. Și ce fac? Vezi că spune undeva în Scriptură un argument, zice, când va fi sfârșitul sau ceasul venirii lui Dumnezeu, nici Fiul nu știe, ci numai Tatăl. Dumnezeu ca om, nu știa în clipa aceea, deci nu știa în clipa aceea că Ioan este închis, dar știa ca Dumnezeu că e închis. Și însuflă lui Ioan în minte să trimită pe cei doi ucenici să aducă ultima mărturie despre el. Și trimite
Ioan pe cei doi și le spune așa: mergeți la el și întrebați, tu ești Hristosul sau pe altul să așteptăm? Deci, fii atent câtă înțelepciune, deci tu ești Hristosul sau pe altul să așteptăm? Cum a spus și Petru. Dar nu este cazul de așa ceva, aici este, asta se cheamă, cum spune Antonie Plămădeală în predicile lui conferențiale, paradox. Deci Ioan, care îl mărturisește imediat la Iordan, iată Mielul Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, acum aș trimite pe cei mai buni ucenici ai lui să întrebe, tu ești Hristosul sau pe altul să așteptăm? Dar nu în scopul acesta adresează această întrebare, ci în modul indirect ca Hristos să le dea lor încă o dată mărturia că El este. Și ce răspunde Hristos ucenicilor pentru Ioan? Mergeți și spuneți, orbii văd, șchiopii umblă, surzi aud, muții vorbesc, leproșii se curățesc și bolnavii și slăbănogii se vindecă. Ai văzut? Deci ce răspuns îi dă Hristos? Nu spune eu sunt, nu se bate cu pumnul în piept, ci relatează minunile. Și atunci cei doi aud deja că Ioan este tăiat la palatul lui Irod și i-a pus capul pe tipsie din jocul nenorocitei Salomia, fiica Irodiadei, care cere până la jumătate de împărăție și capul lui Ioan. Deci capul lui Ioan. Ioan moare mucenic, apostol și proroc, deci este pecetea Vechiului și Noului Testament. Și undeva în Scriptură, nu mi-aduc aminte că n-am apucat timp să caut, am vrut să caut pasajul exact, spune așa: și de la Ioan au mai fost proroci. Dar după Ioan s-a încheiat prorociile și n-a mai fost ce să se prorocească, că cel ce a venit a vorbit el însuși despre sine. Și unde știm asta? Știm clar din Sfânta Scriptură când Mântuitorul se identifică cel puțin de două sau trei ori, deci de două sau de trei ori, întâi Fotinei la fântână când îi spune eu sunt Hristia, apoi orbule, zice, crezi tu Fiul lui Dumnezeu, crezi că El s-a făcut aceasta, da, cred lui și i s-a închinat, deci lui Dumnezeu. Iar într-o altă parte, încă într-o Evanghelie, nu știu exact în care, mi-a scăpat subiectul, n-am avut timp să-l termin în amănunt. Și se identifică din nou, deci Mântuitorul și spune, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, deci El se arată că eu, așa, se arată la schimbarea, deci la față, când se urcă la patimă cu Petru și spune, cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru spune, tu ești Hristosul Fiul Dumnezeu. Și atunci el se identifică și spune, da, dar nu carnea și sângele s-a descoperit, ci Duhul. Deci iată, a treia identificare a Mântuitorului ca Fiul lui Dumnezeu. Deci vezi, este clar că El este Fiul lui Dumnezeu. Deci de acolo încolo nu are cine să vorbească despre Dumnezeu. Deci prorociile la Ioan s-au terminat. După Ioan toți prorocii sunt vincinoși. Deci toți prorocii sunt vincinoși. Ultimul proroc adevărat, dar nu este proroc, ci este un prezentator al adevărului final sau al zilei a 8-a sau deschiderea peceții a 7-a, cum spune Ilie Miniat, după textul din capitolul de la Iuda, când spune, zice, ca un leu din Iuda, zice, cel ce rupe pecețile mielului. Deci aici este vorba despre venirea sfârșitului lumii pe care de la anul 98 sau 100, în preajma acestor ani, Ioan Teologul scrie Apocalipsa sau vederea descoperită în zi de duminică. Deci este ultima prorocie neștiută de mințile noastre, pe baza căror texte au apărut prorociile lăturalnice, cum este a lui Agatanghel despre Rusia, despre Ungaria, despre țara noastră, cum este prorocia lui Calinic de la Cernica, cum este prorocia, să spunem, despre, spunem, Mănăstirea Neam sau Mănăstirea Agapia, sau fiecare proroc sau om drept a descoperit o taină. Ei s-a descoperit la Dumnezeu și a lăsat-o. Dacă s-a împlinit, înseamnă că a prisosit dreptatea lui Dumnezeu în locul acela sau păcatul și fără de legea și ea s-a împlinit, iar dacă oamenii s-au rugat, de ce, cum spune și Părintele Cleopa, în diferite sfaturi și învățături? Zice, măi fraților, ca la neniviteni, dacă ne vom pocăi, Dumnezeu poate îndelunga lumea, încă 100, 2, 3 sau 4 de ani. Dacă nu ne vom pocăi, poate să o aducă și mai repede. Deci asta după mărturia Sfintei Scripturi. Potopul trebuia să vină la 200 de ani de la împărăția uriașilor și a venit cu 6 ani mai devreme, 194.
trebuiau să șadă în pustie 400 de ani și a stat 430. De ce? Încă nu prisosise păcatul. Deci iată, sunt tainea lui Dumnezeu prin care el scurtează sau îndelungă. Dar astea sunt prorocii lăturalnice și nu sunt prorocii la adresa lui Hristos. Ioan este pecetea celor două testamente. Ioan încheie testamentul vechi ca proroc și ca apostol și începe noul testament ca mucenic. Deci ca mucenic. Deci Ștefan și Ioan sunt primii mucenici ai Noului Testament și de acolo, de la ei încolo, au văzut cerurile deschise și Duhul lui Dumnezeu pogorându-se numai cei cu viață curată. Nu l-a văzut nici adventiștii, nici ehoviștii, nici penticostalii, nici baptiștii, nici nimeni. Ceea ce povestesc ei cu cruci pe cer și cu visuri și cu nu știu ce, aia sunt prostii. Solomon ne-a înzestrat, ne-a înarmat și ne-a spus. Cel ce tuturor visurilor nu crede, filozof duhovnicesc este. Și cel ce vedenile mincinoase nu le primește, filozof este. De ce? Stând în pustie, ca să vă completați mintea, când că deja v-ați plictisit și a fost cam greuți, stând în pustie un sfânt și rugându-se, a venit dracul în chip de arhanghel cu stâlparea de finic. Și pentru viața ta curată, uite ce ți-am adus. Dacă prostului că ai greșit adresa, eu mă știu păcătos, nu mă știu sfânt. Baba Ioana te întoarce. Părinte, zice, dar ce vis am visat, dar să vezi cum l-a luat pe Mântuitorul în brață, dar să vezi cum m-a binecuvântat, Sarsaila te-a binecuvântat, cu laba dreaptă, așa s-a pus-o din crește, să-ți arate că de la cap ești prost și până la picioare. Deci trebuie să fim cu mare luare în minte, să nu ne lăsăm vânați. Am învățat Evanghelia pe de rost de câte ori v-am citit-o în tot cursul anului. Va veni vremea când veți auzi că Hristos este aici sau acolo sau dincolo, să nu vă duceți. Veți auzi că e în pustie, să nu vă duceți. Veți auzi că e prin casă, să nu vă duceți. Că precum Fiul omului pe norii cerului s-a înălțat la cer, pe norii cerului va veni. Și știi cât de repede vine. Nu vine într-o săptămână cu barca, cu vaporul, cu bilet, cu intercity. Nu! Vine ca trăsnetul de la răsărit la apus sau ca fulgerul de la miază zi la miază noapte. Așa va străbate cerul. Deci cât ai clipit din ochi, prorocul David, din suflare de Duhul Sfânt, pliniva căderi și zdrobiva capetele multora, ci că și într-o clipeală toți vor fi la judecată. Ia că am clipit, nici noi nu ne-am dat seama cum s-a făcut judecata. Deci habar n-avem noi de nemărginirea lui Dumnezeu, să nu ne înșelăm cu lucruri false. Vedeți că e plină lumea astăzi, vedeți că e plină lumea astăzi și vă mai spun și o nebunie. Tot între dumneavoastră circul, eu știu de la spovedit. Mai sunt nebuni care merg la Bacău. Este acolo la Bacău o fântână, zice, mi s-a descoperit capul lui Ioan Botezătorul. Băi, oameni buni, n-a fost român. A fost de naționalitate evrească și s-a săvârșit pe undeva prin Ierusalim. Are o mână prin Atos, are un picior, nu știu încă pe unde, pe la ce mănăstire, o mână prin Constantinopol. N-are Sfântul Ioan capul la noi, nu suntem vredniți de așa ceva. Nu mai umblați după prostii și inventați tot felul de snoave. Mi-a spus odată o babă, zice, vai părinte, de când am fost la Bacău și am luat aghiazmă din fântâna lui Ioan Botezătorul, dar cum, dar de când a făcut Ioan Botezătorul fântână? Nu, dai capul lui acolo, zice, au spus niște creștini. Păi niște bolânzi au putut să spună treaba asta. Cum să inventați asemenea mizerii în ortodoxia astea? Scancerii ortodoxiei. Și icoanele care plângă în apoda, și clopetele care se tragă în apoda, și minunile care se fac, și faptul că apar îndrăciți, și asta e lucrarea lui Sarsaila să-i ducă pe cei proști de nas. Cu dracu nu se face târg, frate, pe dracu nu discuți cu el, nu-l întrebi, Isaac Siru spune, roagă-te lui Dumnezeu pe timp de pace să te salveze el pe timp de război și să fii sub pronia și acoperișul lui. Deci nu ne facem noi iarăși o altă tâmpenie. De tot de la spovedanie. De ce vă spun că e legată de această temă? Zice, părinte, de când port talismanul la mine, zice, nu mai am treabă. Ce are talisman bunică? Îmi dă o hârtie, o desfac, o citesc, că dacă va purta un câine, nu îl împușcă glonul. Că dacă va purta un cal, nu obosește când fuge. Că dacă îl va purta o vacă, nu mai înțapă. Doamne, ferește, câte nebunii. Zic, uite ce a mai inventat omul. Dar de ce nu ți-ai pus un clopot la gât, ca să te vadă lumea că tu ești un fel de bovină care nu îl înțelegi pe Dumnezeu și îl crezi că stă toată puterea lui într-o hârtie. Dar Paraclisul Maicii Domnului, dar Acatistul Maicii Domnului, dar Acoperământul Maicii Domnului, dar Sfânta Liturghie, dar Acatistul Mântuitorului, alea nu te mântuiesc, tot talismanul te mântuiește. Deci vezi câtă minte îngustă, vezi cum râde dracu și îți bate joc de creștini? Eu îi spun de Paraclis și ea tot îi trage cu talismanul. Eu îi spun de Acatist, ea îmi trage cu talismanul. Căci că îl știu și pe din afară. Fă salată din ea.
Omule, dracu ca să te înșele te ajută cu orice. L-a dus pe un călugăr din pustie cu vorbulica 20 de ani de zile. Și când a crezut că e desăvârșit, același ce i-a spus? Vezi că dracu vine în chipul lui tatătul la tine să te nimicească, să-i dai în cap. Și-a omorât pe tatăsul și în clipa aceea, fulger din cer l-a mistuit și s-a auzit glasul satanei, zice. Greu, dar te-am biruit. Ai văzut câtă tactică? Un alt ascet sta în pustie și după 40 de ani l-a dat dracu în curvie. Și s-a dus dracu în iad și a dat raportul, zice, tu de mult nu te-am văzut pe aici, unde-ți pierzi vremea? 40 de ani am vegheat la căpătâi unui pustnic și de-abia astă noapte l-am dat în curvie. Și cum ai reușit? Greu, dar l-am învins. Bravo, zice, s-a mai dus un serafim din cer. Pentru că puterea călugării este cu aheruvimilor și cu aserafimilor. Ai văzut cum lucrează dracul? Credeți voi că se teme de cei care au luat o raznă cu postul? Se teme dracul de cei care au început să facă câte un paraclis și câte o psaltire la zi sau câte un acatis? Sau se teme el că ți-ai pus tu fusta lungă și baticul până jos și gata? Mai dragă mai. Nu stă sarsailă să se uite la asta, el râde, că el nu stă îmbrăcat, lui nu-i frig. Sarsailă caută la inimă. Și din când în când vine și se așează pe ea, stă pe o coastă, se tolănește, își ia cuișoarele de acolo, el are un magnet plin cu cuie. Cuile alea sunt mici patine așa și tot în țapă, prinde asta, n-a prins. Prinde alta, prinde, asta prinde, asta prinde. Pe unul prinde cu fumatul, pe unul cu beția, pe unul cu lenea, pe unul cu prândăvia, cu mânia, cu mândria, cu clevetirea, cu răutatea, cu vorbirea de rău, cu pisma. Și ușor îi împinge la fiecare boltul satanii el. Și îl lasă și pleacă. Ca drept dovadă, deci ca drept dovadă că omul e slab și cade prins, la o mănăstire zice că stăteau dracii ciorchini ca ciorile. Și îi întreabă un sfânt al patericului, dar de ce stați mai aici așa de mulți? Să face sfânta liturghie. Și au mers într-un oraș și stau un drac pe un bloc înalt și s-a scărpina pe burpe, avea râie. Și dar tu ce faci aici? Mă uit la ei cum îmi fac voile. Și că și pot singur. Unul când o ia razna, zice, dar mă duc și-l gâdil imediat și-l imediat îl bag pe cărarea dreaptă, zice că nu-l pierd. Ei, dați-vă seama că dracul nu se teme de prostii inventate de noi. Dracul se teme de puterea psalmilor și iarăși vă aduc aminte, numai Duhul Sfânt este insuflat în psalmi și psalmii sunt insuflate de Duhul Sfânt. Nu vă amăgiți cu rugăciuni prisositoare care le faceți dumneavoastră inventate. Am mai văzut într-o zi o babă, nu știu de unde a scos acea rugăciune, de ce vă spun lucrul ăsta, că se încheie sărbătorile și nu vă mai prinde acum, vă duceți la ale voastre. Avea o rugăciune acolo, că, dar nu știu de unde a scos-o. Mi-a arătat ea cărțulia bătută la mașină, parcă s-au tipărit. Că să fugă dracul din vargă, din cârpă, din masă, din lață, din picior de scaun, dar dracul stă în materie, măi, așa de prost, ce să facă el cu un picior de masă? Dacă îl pui tu pe foc, mai stă dracul el, că dracul fuge, el e mereu ca focul. De unde ai dat-o? Păi mi-a dat-o preotul cu tare și mi-a spus să o fac în fiecare dimineață. Mare formă, zic. Dar dacă ai spune tu, Doamne Iisuse Hristoase, când Dumnezeu miliește-mă, când e păcătoasă, n-ar fi mai de folos decât rugăciunea asta care o citești la întâmplare și n-are niciun temei dogmatic în ea? Și da, părintele mi-a dat-o. Auzi, spune-i la părintele să o citească el când face dezlegările marele Vasile. Nu i-am spus că nu-i bună, ca să nu-l zmintesc pe părinte. Zic, dă-l să spune când citește moliftele Marelui Vasile, să o citească el aia. Să râd oameni din el, să vadă ce prostie poate să iasă din mintea unui om. Să iasă dracul din masă, din cârpă și din ață. Și să caute dracul masă. Dacă tu ți-o pui la gât, dracul îi ia. Dacă coși un sac cu ea să nu iasă grăunțele sau fasolele din ea, atunci e folositoare. Vezi că scopul rămâne în toate? Vezi că fapta în sine contează? Și de ce spun lucrul ăsta? Ioan Botezătorul atâta discernere a avut în mintea și în capul lui încât n-a putut greși. Ați văzut cu cât argument a întărit? Cel ce m-a trimis mi-a zis. Cel ce m-a trimis mi-a zis. Peste care voi vedea pogorându-se Duhul lui Dumnezeu, acela e Fiul lui Dumnezeu și acela botează cu Duhul Sfânt. Dacă biserica are pe trimiși și pe unși și pe aleșii săi, că avem și oameni buni, și creștini buni, și copii buni, și bătrâni buni, și mame bune, nu-i totul rău, să știți. Societatea este ținută de spatele dreptilor. Auzi ce întreabă la un moment dat Dumnezeu în psalm. Oare voi pierde cetatea mea pentru robul meu David?
Nici nu știi pentru cine ține Dumnezeu Iașu sau Vârnova sau Ciurea sau Suceava sau Botoșani. Nici nu-ți trece prin cap. Poate vine la poarta ta și cerșești un codru de pâine și tu îi dai cu piciorul. Noi nu știm. Asta e o taină a lui Dumnezeu, peste care s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu. Și dacă ești preot, știi să te lupți cu duhurile. De-aia se spune duhovnic. De-aia se spune duhovnic, că cercetezi duhurile. Duhovnicul este singurul în măsură, ca și Ioan Botezătorul, să cunoască dacă într-adevăr peste tine s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu. Dacă El a existat într-adevăr în tine. Că ai văzut și cred că v-a fost în seamă. Unii au postit prea mult și s-au îmbolnăvit și după aia n-au mai postit deloc. Vezi că n-a fost dreapta socoteală, vezi că n-a fost Duhul lui Dumnezeu, n-a fost darul. Unii au luat-o odată cu milostenii și cu toate până au sărăcit și apoi au cârtit împotriva lui Dumnezeu. Vezi că n-a fost Duhul lui Dumnezeu. Unii au început să o ia lată, să strângă cărți, să se roage, să-și facă biblioteci. Deodată au luat-o razna. Și priviți nu la altceva, priviți o singură grupare din biserica noastră creștină care eu am condamnat-o dintotdeauna. Oastea Domnului. Priviți la oastea Domnului ce punte bună este pentru sectari. Le vorbește întâi preotul, îi sfătuiește un pic, lor li se pare că sunt mai deștepți ca preotul și-și aleg ei predicatorii lor. Vorbește și Marița, și Grigore, și Vasilii, și Ioana, și Trandafira, ies să ia și ține predică și învață. Da, bar mare ce-i cu ea. Ea vorbește ce simte ea, în entuziasmul ăla de a arăta că și ea e cineva în această adunare. Și încep pe predica. Preotul nostru e mai prost ca noi, preotul nostru e mai rău ca noi, preotul nostru face așa, ia hai să ne adunăm, dragă, la tine, joi, fără să mai știe el. Hai vineri la cutare, fără să mai știe el. Hai sâmbătă în cutare loc, fără să mai știe el. S-a făcut gruparea, s-a rupt, s-a desprins și a luat o razna și când îl pui pe cărarea bună și îți vine la spovedit și îi spui asta, nu-i bine, părinte, nu-ți convine, mă duc la catolici sau la sectari. Și ia că ai mai pierdut o oaie capte din stână. Ia că s-a mai golit biserica de un suflet păcătos. Și în loc să-L mântuiască pe Hristos, a spus, eu n-am venit să pierd lumea, am venit să o mântuiesc. Iată, i-ai pierdut, ai văzut că dacă tu n-ai știut peste care s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu, ai luat o raznă. Ai văzut unde ai ajuns? Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste pâinea din potir. De-aia preotul închipuiește în toată vremea pe Ioan Botezătorul. Când spune, Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, este convorbirea între Dumnezeu Tatăl și preotul care liturghisește. Și zice, peste care vei vedea, pogorându-se Duhul lui Dumnezeu, acela va boteza cu Duh Sfânt. Și nu se întâmplă asta astăzi. Ia priviți și vedeți dumneavoastră bine. Când te pocăiești și vii la spovedit și te dezleagă duhovnicul și te căiești și te speli cu lacrimi, nu iei la urmă cu lingura din potir prin lucrarea Duhului Sfânt și te-ai curățit cu Duh Sfânt și cu foc, cu Duh Sfânt, că tainele sunt instituite euharistic prin puterea Duhului Sfânt și foc, ce numiți sunt tainele. Citește rugăciunea Sfântului Vasile din Moliftele de Împărtășit. Ia ca omule cum poți să-L înțelegi tu pe Duhul Sfânt. Ia ca cum poți să nu greșești. Deci încă o dată ne întoarcem și cu asta încheiem. Afară de biserică nu există mântuire. Cine nu ascultă de preot sau de episcop și nu ține rânduiala canonică a celor 7 taine din biserică și a celor 7 soboare, deci apostolicitatea și, sobornicitatea, și nu le întărește pe baza tradiției, care la sectare e diavolul tradiția. Păi cum spune diavolul dacă îi bate cu ea în cap, v-am mai spus eu gluma. Întreb deodată de un sectar, zic, mai care sfință voștri? Că și voi aveți sfinți, unde viți? Și noi am avut în primul război mondial, nu știu câți n-au vrut să pui mâna pe armă, zice, și i-am pușcat pe aia smucenici. Dar și până la aia ce ați făcut? Unde-s restul? Ce ați făcut cu restul? Păi zice, părinte, să vedeți că, zice, noi am stat ascunși în popor. Noi n-am stat ascunși, zic. Noi n-am vrut să stăm ascunși. Pe Constantin cel Mare îl știe toată lumea. Pe Spiridon și Nicolae îl știe toată lumea. Pe Sfântul Vasile Grigore și Ioan îl știe toată lumea. Pe Sfântul Gheorghe îl știe toată lumea. Pe toți sfinții știe lumea. Numai voi nu vii știți. Ce da, părinte, dar noi n-avem sărbători. Nu? Păi zic, atunci cum vă cinstiți sfinții? Ziua în care s-au împușcat mucenicii voștri n-o cinstiți? Păi nu, că au fost oameni, n-au fost sfinți. Un fel de mucenici nesfințiți. Deci iată câtă prostie poate să zacă într-o minte omenească. Și s-a atât de naiv, și s-a atât de parșiv, și s-a atât de îngușt la minte, și s-a atât de îndobitocit și de idiotizat, încât
nu înțelege decât contextul care l-a scos dintr-un text. Dacă spune acolo, Hristos mincinoș, a luat ăla și să-l pune pe înfrunte. Deci voi sunteți Hristos mincinoș. Dar chiar eu zic că la vremea din urmă voi ieși Hristos mincinoș și ei de la vremea din urmă, zic că nu, dar nu e adevărată partea asta de text. Aia e pusă simbolic. Numai textul, ca trei cuvinte care îi convin lui, nu simbolice. Restul textului e simbolic. Bă, fraților, simbolic rămâne un singur lucru. Simbolic rămâne ceea ce facem noi de mântuială pentru Dumnezeu. Când ți-i lene să te rogi, când ți-i lene să postești, când ți-i lene să vii la biserică și când ți-i lene să te pocăiești. Astea rămân simbolice. Tu crezi că vrei să te pocăiești și o faci în sine. Dar adevărate rămân taina spovedaniei, taina împărtășaniei, taina mirungerii, taina botezului, taina preosirii, taina cununiei și taina Sfântului Maslu. Și încă un lucru care rămâne adevărat în biserică este acesta. Biserica este singura instituție duhovnicească cârmuită de Duhul Sfânt, care asigură mântuirea credincioșilor în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.